Trăim într-o lume orientată emoțional, unde mai mult sau mai puțin realitatea obiectivă dispare sau este contestată. Și chiar dacă avem, cum să zic, privilegiul de a veni în casa lui Dumnezeu de 2000 de ani, toți predicatorii care s-au perindat în această biserică au predicat din aceeași Biblie, din aceeași Evanghelie, așa că sunt de departe de a pretinde că vă spun ceva ce n-ați mai auzit niciodată. În această dimineață sper să ne întâlnim cu Domnul Hristos și să putem să studiem un subiect care mi se pare destul de interesant. L-am intitulat Timpul, prieten sau dușman? Este alegerea noastră, nu-i așa? Și vreau să vă spun, există o declarație foarte interesantă, este un subiect, zic eu, destul de piperat și cred că are multe elemente care o să facă bine celor care suferă de boala păcatului. Există o declarație care am întâlnit-o într-o carte, este declarația celui mai tradus autor de carte după Scriptură. Atenție, cel mai tradus autor de carte după Scriptură, persoana doamnei Ellen G. White, făcea o declarație care cel puțin mie mi s-a părut picantă. Pentru a merge pe calea ce duce la pierzare, nu e nevoie să cauți drumul. Nu e o declarație mega. Da, ca să mergi la pierzare, nu e nevoie să cauți drumul. Fiindcă poarta este largă și calea este lată. Bineînțeles că în contextul acesta aș vrea să vă pun o întrebare în debutul subiectului. Ce ați prefera? Să studiem un mesaj frumos sau un mesaj onest? De ce pun întrebarea asta? Pentru că unii mă vor întreba, bun, care e diferența, nu? Diferența este că un mesaj onest este întotdeauna frumos. Sau își are frumusețea lui, dar un mesaj frumos nu este totdeauna un mesaj onest. Vă aduceți aminte de mesajul oferit de șarpe în grădina Edenului? A depășit toate limitele omileticii și s-a dovedit a fi cea mai bună oratorie care a fost prezentată vreodată în istoria pământenilor căzuți. O predică splendidă în grădina Edenului, vorbită de șarpe, corect? Dar impactul a fost devastator pentru societatea care a urmat după aceea. O altă chestiune care este foarte importantă, trăim într-o lume în care cosmetica cuvintelor și aranjamentul chivernisit al limbajului pe care îl folosim este extrem de important pentru a ne păstra imaginea în societate și a nu fi eliminați de elita celor favorizați. Nu vrem să fim undeva ostracizații societății. Vrem să facem parte din comunitatea frumoasă a lumii, nu-i așa? O chestie interesantă. Există o declarație care prefer să o Luigi Pirandello zice: veți învăța pe cheltuiala dumneavoastră că în această viață veți întâlni mai multe măști decât fețe. Aici intervine chestiunea politicii corecte, în political correctness. Să nu jignești pe nimeni, să zâmbești și dacă n-ai chef să zâmbești, să o faci forțat, să întreții cosmetica ambianței unei societăți civilizate. Dar ceea ce este foarte, foarte important este un lucru deosebit care spun că în această dimineață îl vom discuta. Spre exemplu, există marele nume, Solomon, incontestabilul Solomon. Și omul acesta a fost binecuvântat și dotat de Dumnezeu cu toate elementele motivatoare pentru a fi fericit. Sunteți de acord? Hai să le vedem. Autoritate sau putere, nu? La 18-17 ani, toată armata saluta pe Solomon. Un puștulică, 17-18 ani. Deci avea putere, autoritate absolută în imperiu. Atractiv, era fiul lui Beșeba, nu? Băieții se duc astăzi la gym să facă mușchi, să arate bine. Solomon de la mama natură, îl ajuta natura să arate bine, să fie impresionant. Era un băiat handsome, nu? Deci un good looking guy, o persoană care arăta bine. Moștenise tot ce se putea moșteni de la David, corect? Bani, argint, cutare. Avea o înțelepciune nu de genul dă Doamne mintea românului de-apoi. Adică am trăit viața, am 55 de ani și mă consider mai mult sau mai puțin o generație expirată.
Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar mă incriminez pe mine să vă simțiți dumneavoastră bine. Deci ideea în sine este că după ce trecem de stagiile vieții și trecem prin procesul acesta de maturizare, depășind toate taburile vieții, trăind experiența noastră și căderile noastre, ajungem să spunem, dă Doamne mintea românului de apoi. E, Solomon a avut mintea românului de apoi la 17 ani, ceea ce mi se pare un avantaj. Care este avantajul? Timpul. Deci, acest tinerel a avut timpul de partea lui și toate elementele acestea despre care vorbim. Existau motive pentru Solomon să ajungă în cea mai teribilă dezamăgire a vieții lui personale? Interesant este că în contextul acesta, nu știa Solomon că timpul îi va sta împotriva. Există o declarație pe care o am, Major Taylor, un atlet, o persoană distinsă în Statele Unite, spunea că fiecare mare atlet trebuie să se închine într-o zi în fața acelui vechi campion peren, Părintele Timp. După cum și eu, în ghilimele, am fost învins, pentru că el, în cele din urmă, timpul câștigă. Are dreptate domnul ăsta? Și-a fost un atlet, nu? Deci nu ne putem lupta cu timpul, că oricum timpul câștigă împotriva noastră. Dar mai e ceva. Solomon este ruina care ne vorbește astăzi, este lecția pentru tinerii care nu cunosc cine le stă împotrivă, Părintele Timp sau Părintele Eternității. Solomon, dragii mei prieteni, în disperata căutare după fericire, dacă vreți, fericire absolută, a călcat în picioare toate învățăturile părintelui său David. Și ce ne spune textul? Eclesiastul, capitolul 2, Solomon face o declarație: am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Bun. În timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce e bine să facă fiii oamenilor sub ceruri. Aici eu zic că Solomon a făcut o greșeală fatală, greșeala vieții. A permis inimii să-l călăuzească. Noi numim asta inteligență emoțională. N-am nimic împotriva inteligenței emoționale, e bună, își are menirea, rostul ei, dar dacă inteligența emoțională catapultează autoritatea inteligenței raționale, nu? Atunci se produce un dezastru. Un dezastru pe care îl vedem și astăzi. O scriitoare de carte, nu, așa cum spuneam, tot autorul acesta bine discutat și multidiscutat, făcea declarația: mulți își evaluează starea religioasă în funcție de emoții. Guess what mood am I today? În ce toane mă găsesc astăzi? Deci oamenii sunt orientați emoțional. Lasă-ți inima să cânte, te călăuzește inima și așa mai departe. Inima e bine, noi, Dumnezeu ne-a dat, dragii mei prieteni, ne-a binecuvântat cu ceea ce se numește instinct emoțional și instinct intelectual. Spre exemplu, eu nu pot să-mi mint soția, știți de ce? Că o femeie întotdeauna citește, are acel instinct emoțional și te prinde imediat că distorsionezi realitatea. O spun cel mai elegant, ca să nu spun că mințim, nu? Am venit-o într-o seară de la un comitet și probabil că eram alb, albastru, cavaru, eu știu cum eram. M-a întrebat cineva: mă, voi ăștia care țineți sabatul, de ce vă sare muștarul așa de repede? Zic, ne lipsește B12, că sunteți vegetariani. Și vin acasă și soția mă întreabă: Cicu, ești ok? Zic, da. Zice, nu mă minți. N-am vrut să o supăr, nu? Era miez de noapte. Deci avem un instinct intelectual, noi bărbații și femeile, dar ceea ce face o femeie să fie puternică este instinctul emoțional. Ea poate să simtă. Spre exemplu, venim la adunare așa în fuga noastră cum e și dăm mâna cu oamenii, pacea, domnule, ce faci, ce mai faci, ce mai faci, cum ești? How are you doing? Nu? Ce faci, cum? Și cineva te întreabă, te vede în viteză, zice, chiar îți pasă? Adică mă întreb, ce mai fac? Hai, stai să spun, oh, nu, doar te-am întrebat așa. Deci, adeseori vorbim sau declarăm lucruri care n-au niciun impact, n-au nicio valoare morală. Și instinctul emoțional ne face să simțim artificialul din declarații sau din relații între noi ca oameni și ca
creștin eventual. Deci, în contextul acesta, pana inspirată spune că emoțiile nu sunt reperul moral sau sentimentele noastre pentru religie. Solomon este exemplu perfect pentru societatea de astăzi, societate, așa cum spuneam, orientată emoțional, care a pierdut toate reperele morale și care neagă, dragii mei, încă o dată spun, realitatea obiectivă. Oamenii trec pe roșu, oamenii merg pe roșu și nu știu că în curând se va opri motorul. Solomon a dat cu capul de sus, cum se zice, nu? Ca să-și declare propria capitulare în următoarele versete. Eclesiastul capitolul 2, versetul 17. Atunci am urât viața și nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Dragii mei prieteni, cineva spunea că viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Apropo, câți dintre noastre v-a scris o petiție lui Dumnezeu și a spus vreau să mă nasc în era cu tare, în anul cu tare, din părinții cu tare și vreau să am și statutul social următor. Și Dumnezeu aprobă petiția ta și te naști tu ca rezultat al cererii tale. Viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Este foarte trist că după 40 de ani omul ăsta spune am urât viața. Păi cum măi? Ești bogat, ești deștept, ești frumos, ai 700 de neveste. Câte și mai câte? Și ajungi să urăști viața? Pe o parte te înțeleg. Nu vreau să spun că mie mi-ajunge o soție, e suficient, nu? Sau soțiile vor spune, mi-ajunge un singur bărbat, 700, ce să faci? Și asta e religia. Ăștia sunt oamenii care au scris câte ceva în Scriptură, nu? Ce urăsc viața. Păi noi care cerșim elementul pe care l-are Solomon, am spune, dă și mie puterea aia, dă și mie, dă-mi banii aia care ai avut tu, dă-mi și mie din statutul tău, din aspectul tău exterior, ești binecuvântat de natură, dă-mi și mie fericirea aia. Și omul ăsta cu de toate fericirile, ajunge să spune, urăsc viața, depresie. Oamenii ajung să înțeleagă că lipsa lui Dumnezeu din rețeta sufletului este fatală. Știți, ne pierdem sănătatea pentru că vrem să facem bani. După aia cheltuim toți banii care am câștigat pentru a ne recăpăsa sănătatea. În principiu suntem obsedați de viitor într-o așa manieră că ignorăm prezentul. Trăim ca și cum n-am murit niciodată și când murim, murim ca și cum niciodată n-am trăit. Eu personal sunt convins că vine Domnul Iisus curând, fiecare capitol din istorie se va încheia. Cea mai mare întrebare la care eu personal nu cred că voi putea răspunde este atunci când Domnul Hristos mă va privi în ochi, pe mine, pe dumneavoastră, pe noi toți, și se va uita așa cu tristețea de nedescris și va spune, Liviule, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Ce aș mai fi putut să fac pentru tine și nu ți-am făcut? Ți-am spălat picioarele, ți-am deschis ochii, am murit pentru tine, ți-am iertat toate păcatele, pentru ce mi-ai refuzat iubirea? Nu știu dacă aveți răspuns la o întrebare de genul ăsta, dar eu n-am. Asta cred că este. Nu vom pierde mântuirea pentru că avem 5.600.000 de păcate și fratele va câștiga mântuirea care are cu un păcat mai puțin decât mine. Nu. Mântuirea nu se pierde datorită păcatelor. Mântuirea se pierde datorită refuzului continuu de a accepta dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Din 5 copii, fiecare are caracterul lui, că totdeauna... Știu că există această discuție cu privire la pastorii, nu toți au copii la credință, ați auzit asta din astea și într-adevăr îi înțeleg pe unii, îi înțeleg și pe alții că adeseori copiii celor care țin cuvântul trebuie să fie un model și un exemplu, există legitimitate în toate discuțiile astea, dar în același timp există și un factor de timorare, că adeseori copiii mi-au spus, tati, ce urăsc să fiu copil de pastor, de ce mă? Toată lumea se uită la mine, cum îmbrac, ce vorbesc, cum fac, că trebuie eu să fiu model. Dar de ce ai acceptat-o să faci, să fii pastor? Și știți că am cinci copii, eu am fost singur, n-am frați, surori, dar cinci sunt diferiți, au caractere diferite și trebuie să te raportezi la factorul educațional absolut diferit decât ceilalți.
A patra, calități superbe, cea mai mică dintre ele, dintre primele patru fete că am șumuiat, știa că am un loc pe prispă la mine acolo, prispă, un deck sau cum vreți să-i spuneți, în care de fiecare dată dimineață mă vedea că mă rog, mergea la școală. Și auzea numele ei în rugăciune. Știam că mai ascultă câte o muzică din asta neconvențională pentru creștini. Și am zis, crezi că îți face bine? Nu. Dar de ce o asculți? Pe așa vreau. Ce te faci când ești tată și ești și pastor și ai de-a face cu un copil care e al tău, e sânge din sângele tău, carne din carnea ta? Și trebuie să aplici și disciplina bisericii, a familiei, a ce o fi ea. Cum reacționezi la o astfel de situație? Eu am fost ateu și dintre toți cinci, cei care am moștenit această plagă a necredinței a fost ea. Și am continuat să mă rog pentru ea ca pentru Solomon. Și într-o zi eram la biserică, locuiesc în Virginia, în orașul Roanoke, și aveam o adunare tineret după amiaza, cred că se face și la dumneavoastră adunări de tineret. Lume multă, colegi, pastori, cu tare. Și fără să-mi spună, iese în față că ea are ceva să spună la frații. M-am băgat sub masă. Zic, Doamne, ce-o mai spune? Iese în față, zice, pacea Domnului Iisus. Bine, comunitatea de limba engleză, încerc să traduc. Zice, știți că eu sunt fata lui Liviu. Da, toată lumea știe, normal. Nu? Și zice, vreau să vă fac o mărturisire. Zice, n-am crezut în Dumnezeu. Dar ce m-a scăpat de la moarte a fost că am crezut în tata. De fiecare dată când mergeam la școală și el era în genunchi acolo pe prispă, îmi auzeam numele în rugăciune. Și când am luptat cu Dumnezeu, existi sau nu existi? Exact cum am făcut-o eu în 1985. Am zis că îl pândesc pe tata când pleacă din rugăciune și mă duc acolo în locul ăla. Că trebuie să fie ceva despre locul ăla. Și zice, m-am dus acolo. Și m-am plecat pe genunchi în locul unde tata al meu se roagă pentru mine în fiecare zi. Și am zis, dacă existi, nu-ți permit să-ți bagi joc de tatăl meu. Dacă existi ca Dumnezeu, vorbește și cu mine, nu numai cu tata. Și în momentul ăla s-a întâmplat ceva în viața ei. Povestea ea cu lacrimi această experiență în fața tuturor colegilor mei, un corp pastoral de vreo 10 oameni, 15 câți erau pe acolo, că ne-au numărat, și a spus că ceea ce a schimbat viața ei este numele ei rostit de tatăl ei în rugăciune și faptul că Dumnezeu s-a lăsat provocat și i-a răspuns la rugăciune și în acest moment nu mai este ateistă, nu mai ascultă muzica aceea neconvențională și iubește pe Domnul. E adevărat, ca om observ astăzi în viață, că Dumnezeu produce schimbări în viața copiilor noștri într-un mod absolut nemeritat. Nu am niciun merit în faptul că cineva este scăpat la moarte. Am cinci, pe toți i-am botezat, am avut privilegiul să botez toți copiii cinci. Și e un lucru frumos, că am botezat și chinezi, am fost în Filipine, am botezat și în Africa. Dar când îl botez pe al tău și când rostești numele fiului tău sau fiicei tale, e ceva care nu pot exprima în cuvinte. Dragii mei, întotdeauna când noi ca pastori ne facem vulnerabili și împărtășim gânduri cu dumneavoastră ca membri, sunt convins că întotdeauna e ceva de câștigat. Există o aureolă a noastră de sfinți, noi ăștia care n-am păcătuit niciodată, noi cei mai untouchable, nu te poți atinge, că noi avem viața perfectă și absolută, oamenii de fier, Iron Man. Nu, suntem oameni din țărână ca și dumneavoastră.
Avem nevoie de același mântuitor ca și dumneavoastră. Avem nevoie de același har, de aceeași milă, de aceeași răbdare. Avem aceeași încăpățânare ca și dumneavoastră în luptele noastre cu Dumnezeu. Suntem oameni. Acum ne reîntoarcem, mă iertați, n-am vrut să catapultez subiectul, dar ne întoarcem la Solomon și m-a furat peisajul de fiecare dată când vorbesc de familie și ai mei. Uită unde sunt și dimensiunea timp și spațiu dispare. Vă rog să mă iertați, da. La sfârșitul vieții sale, după vreo 40 de ani, Solomon, epuizat, face o declarație, nu știu dacă ați întâlnit-o, în capitolul 1 din Eclesiastul, versetul 12. Zice, eu, cred că am versetul aici, da, eu, Eclesiastul în traducere înseamnă misionarul, predicatorul, propovăitorul, propovăduitorul, cum vreți dumneavoastră. Eu, propovăduitorul sau predicatorul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. Știți ce s-a întâmplat? Solomon a obosit să mai fie rege și a zis că să schimbe starea de lucruri, să lase pe Domnul Hristos în inima lui și Solomon să ia locul Domnului ca predicator. Câtă vreme Solomon a fost rege, mergea la Ierusalim ca rege, intra în templu ca rege. Ați văzut predicatori ca mine care intră în biserică și merg ca regii, vorbesc ca regii, trăiesc ca regii, interacționează ca regii? Să știți că plătim facturile mai târziu la bătrânețe. A trebuit să trec și eu prin viața, prin valea umbrei morții, ca să înțeleg acolo la unde s-a dus și Pavel, la Damasc, ca să aud glasul Domnului Hristos și să-mi spune Iisus, și astăzi aud glasul în conștiință. Liviu, tu nu ești mântuitorul lumii. Lumea are un mântuitor, se cheamă Iisus Hristos. Toți trebuie să trecem acolo. Și acest om a trebuit să treacă pe acolo. Și a zis, Doamne, eu rege, tu. Iisus bătea la ușă. Și s-a dus Solomon obosit și a zis, auzi, nu vrei să facem un schimb? Hai să fii tu împărat, vină tu în inimă, stai tu rege pe tronul inimii mele și eu ies afară și mă duc la ăia care i-am stricat, spune Pana Inspirată, că apostazia lui Solomon a dus poporul evreu într-o stare atât de imposibilă, deși el s-a întors la Domnul și dacă va fi mântuit, va fi mântuit ca un tăciune scos prin foc, totuși poporul n-a mai venit înapoi. Și acum Solomon, cu procese de conștiință, nu numai că ce-a făcut el, dar i-a stricat și pe alții. A zis, Doamne, nu vrei tu să fii rege? Să facem schimbul și eu să fiu predicatorul. Tu ești regele în inima mea, iar eu sunt misionarul. Și aceasta a produs o schimbare majoră după 40 de ani de nenorocire, de viață disperată a lui Solomon. Și aici spune el, eu, propovăduitorul, am fost rege. Atenție, există incompatibilitate între a fi și predicator și rege. Nu se poate. Ori ești eclesiast și nu poți să fii rege, ori ești rege și nu poți să fii eclesiast. Sau propovăduitor, sunteți de acord? Și interesant este că deși el a adus lumea în apostazie, aceeași Pană Inspirată spune că evlavia creștinului constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia. Și zic eu, ne judecă și pe noi și biserica, nu? Evlavia creștinului constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia. El te vede pe deplin bun, spunea Pana Inspirată. Asta mi se pare cea mai deosebită declarație, că Solomon nu mai avea încredere în el și știți că avem și noi treaba aia. Cine mă, tu să-mi predici mine? Păi nu știi cine ai fost? Dragii mei prieteni, dacă ar intra în biserica asta un nene, secolul 21, și ar veni și a spune, dragii mei, iubesc această bisericuță atât de frumoasă, cântări de nota 10, mesaje excelente, rugăciuni de suflet, lacrimi sincere, vreau și eu să fiu botezat și membru al acestei comunități, amin? Și, da, zice, înainte de asta vreau să vă spun ce am fost și ce am făcut și cum mi-a schimbat Domnul viața. Și noi, curioși, așa cum suntem, dar ce ai făcut, dar ce ai făcut? Păi, zice Solomon, mi-am trecut copiii pe un foc, am fost un tiran, i-am jegnat, Pana Inspirată spune că când și-a pierdut mintea și a devenit ateu, i-a strâns pe evrei de gât să ia ultimul argint
ca să-și petreacă el în... Și te gândești la tot ce a făcut el și vine și spune, aș vrea să fiu și eu primit aici și vreau să citiți și trei cărți care le-am scris pentru comunitatea lui Malinda. Tu te bă de aici, bă. Bă, tu bă, după tot ce ai făcut trei cărți. Realizați că noi citim din cartea unui om care și-a canibalizat copiii, citiți Ezechiel, parmize 27, 31, 32, zice, și după ce și-au trecut copiii pe foc să, ca să-i mănânce, s-au întors la templu în aceea zi. Deci forma asta bizară de sacrificii de tip păgân, femeile i-au dus inima, i-au plecat inima către alți dumnezei. Și acum să vină el să ne facă nouă Solomon pe lupul moralist în biserica noastră din secolul 21 și să ne spună că el are ceva de spus tineretului. Chiar la tineret, auzi să-ți încredințăm ție tinerii pe mâna ta, nenorocitule ce ești. Și tata, am cântarea cântărilor, o cântare frumoasă. Nu-ți dăm tineretul. Păi atunci poate adulții, am cartea proverbelor, am scris și o carte despre înțelepciune, de proverbe, de sfaturi. Cine mă, tu să dai sfaturi? Și mai vine după aia și spune, am scris și o carte a pocăinței mele, cartea Eclesiastului. Auzi, să face și înțelept. Realizăm, fraților, că noi citim din Scriptură trei cărți a unuia dintre cei mai ingrați oameni care au existat pe pământul ăsta. Cât putem noi iubi? Cât de multă sau de scurtă este răbdarea noastră? Hai să lăsăm pe Solomon, vine altul. Fraților, aceeași poveste, nu mai repet, vreau și eu să fiu membru al bisericii și pătare. Dar ce ai făcut? Am dat în cap la altul și am luat nevasta. Aoleu, ăsta e altul. Eu sunt tasul ăla care a venit mai devreme. David. Și am scris și eu, bine, se spune că nu el a scris toți psalmii, dar se spune în tradiție psalmii lui David, așa că îl numesc pe el ca autor, cel puțin. Am scris 100 și ceva de psalmi și a vrea să îi citiți și dumneavoastră la biserică. Cine mă, tu psalmii? Știți, noi întotdeauna ne mângâiem și ne păcălim cu ideea acestui gând că am fost cândva pocăit odată, bă, ce credincios am fost când am venit la Domnul și cu tare. Dar nu funcționează. Când a fost David în Valea Ulai, sau cum se chema, că l-a întâlnit pe Goliat, David era mielul și Goliat era fiara, corect? Omul și fiara. Mielul lui Dumnezeu, care era reprezentat de David, și fiara era Goliat. Dar când David a mers la nevasta lui Urie și în timp ce Urie, să zicem, lupta pentru el, David era fiara și Urie era mielul lui Dumnezeu. Observați? Experiența de ieri, convertirea, relația mea frumoasă cu Dumnezeu ieri, nu mă ajută, nu mă spală de păcatele de mâine. În fiecare zi e o luptă între fiara din noi și mielul din noi. Lăsați fiara să moară și hrăniți mielul lui Dumnezeu. Știți, există cel mai frumos juvaier pe care l-am găsit în Scriptură, în Spiritul Profetic, o chestie interesantă pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Cum se uită Domnul Hristos la mine ca păcătos, la noi toți? El te vede pe deplin bun. Indiferent cât de păcătoasă ar fi fost viața ta, de fapt din acel moment, caracterul lui Iisus se află în locul caracterului tău din punctul său de vedere. El te vede ca și cum tu nu ai păcătuit niciodată. Ce dar! Băi, fraților, puternică declarație, așa-i? Mamă! Deci El te vede ca și cum tu nu ai păcătuit niciodată. Dar există totuși o implicație, o condiție. Chiar așa cu toată lumea? Sau numai aceia care își recunosc, vin înaintea Domnului Hristos și plâng între tindă și aldar, iartă nenorocitul de mine. Domnul Hristos este dispus să facă asta pentru noi. Pentru mine, Solomon, este un mister, nu? Misterul campionului care petrece toată viața la podea. Ca mai apoi totul să găsească putere, să se ridice și să câștige lupta. Asta mă duce cu gândul la un mare atlet în lumea boxului american, numele lui este Jack Dempsey. Un jurnalist
A investigat cazul, a fost vice-campion mondial la semigrea, în timpul recesiunii, foamete mare, fraților. $2 pe cap de venit, pe cap de locuitor în America, în 1920 și nu știu cât. Și jurnalistul a realizat, dragii mei prieteni, că Jack Dempsey, care a fost campion mondial la semigrea și a petrecut mai tot timpul vieții lui de sportiv, era făcut, îl bătea toți. Băi, și îl băteau, băi, și îl băteau, și când îl vedea, unde-i Jack? Jos, cheu. Ce făcea, ce nu făcea, e că la sfârșitul jocului se ridica și îi bătea pe alții. Și jurnalistul intrigat a zis, vreau să am un interviu cu omul ăsta. Bă, cum ai reușit tu? Toată viața te-au cules ăștia de pe jos, toată viața ai fost de notoritate ciuca bătăilor și tu ești scris în cartea raportului că tu ești mare campion mondial. Cum ai făcut treaba asta, domne? Și știți ce spune el? Jack Dempsey. O declarație care se merită. Campion este cel care se ridică atunci când nu poate. Și dumneavoastră spune, băi frate Liviu, dar asta e din alt, de la ăla mă, nu-i din Biblie. Hai să vă arăt versiunea biblică, Ioel 3 cu 10, a doua parte. Cel slab să zică sunt cum? Tare. Cel slab să zică sunt tare în Hristos, cum spunea Pavel, pototul în Hristos care mă întărește. Și bineînțeles că campionul vorbește, explică mai târziu acestui reporter, când eram tânăr, spune el, când eram tânăr, am fost făcut cheu de multe ori. Am vrut să rămân acolo jos, la podea, spune în ghilimele, dar n-am putut. A trebuit să lupt ca să primesc cei $2, să primesc cei $2 pentru victorie sau să plec acasă flămând. A trebuit să mă ridic, dacă ți s-a întâmplat vreodată să fii nemâncat de vreo două zile, mă vei înțelege, spune omul. Deci lupta, mânca bătaie pentru $2 pe săptămână. Că dacă nu se ridica de la cheo, umbla flămând, n-avea nimic de mâncare. Așa sărac a fost omul ăsta. Și noi suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi, goi, la pământ. Și totuși putem să fim campioni ai lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, Domnul Iisus a promis veșnicia celor care vor învinge. Cerul, într-adevăr, este pentru învingători, pentru campioni. Cum se poate realiza treaba asta? Există, am întâlnit în comunitățile noastre bisericești, înapoi în România, am fost în Maramureș. Eu sunt constanțean de origine și am fost pastor în 90 în Maramureș. Fraților, n-am înțeles nimic din ce vorbeau oamenii acolo. Dar am început să vorbesc ca ei după aia, să înțeleg și așa mai departe. Dar exista un stil, exista o stilistică de văicăreală. Văleu, frate, ce păcătoși suntem! Nu știu, maică, cine o fi mântuit? Ați auzit în astea? Vai, câte păcate am, dar cine o ajunge acolo în cer, maică? În engleză se spune underdog mentality. Nu cred că avem echivalent în limba română să găsesc o idiomă, o expresie care să reprezinte treaba asta. A trebuit să-l traduc pe cineva în Brazilia odată și fratele român știa că am și eu probleme cu limba engleză. Zice, hai să nu ne mai învântim roată. Pe vremea aia aveam probleme cu wishy washy around the bush până găsesc idioma să-l interpretez pe om, nu să-l traduc motamor ca să nu înțeleagă nimeni. Și mă gândesc la treaba asta, cu ce înseamnă să fie underdog mentality. Asta nu e o atitudine de învingător. Creștinii care se gândesc că ei nu vor fi mântuiți niciodată, creștinii care nu cred că vor ajunge acolo prin puterea Harului Dumnezeu, să știți că au o mentalitate deficientă care, din nefericire, va catapulta viața lor spirituală. Haideți să citim ceva interesant. Dacă avem probleme de credință, să privim la Domnul Iisus Hristos. Dacă avem probleme de credință, să vorbim cu El. Dacă avem probleme de credință, să-i cerem ceva spre binele și mântuirea noastră. Și dacă avem probleme de credință, să ne odihnim pe umărul Lui. Așa am făcut eu. Eram într-o cameră, singur, în 1985 și pun mâna pe Biblie pentru prima oară în viața mea. Nu știam nici rugăciunea Tatăl nostru, nimic. Am fost complet eliterat, analfabet spiritual. Și după ce am citit despre Domnul Hristos, m-am luptat să mă plec pe genunchi să vorbesc eu cu Dumnezeu ăla cu care vorbește omul Iisus din Biblie. Și a venit diavolul la mine, băi, ești prost la cap. Unde-i mă Dumnezeu? Unde-i mă Dumnezeu? Unde? Arată-mi, unde-i Dumnezeu mă? Unde-i mă? Și o altă voce suavă pe partea aia altă zice, dar încearcă. Și uite așa m-am frământat între două voci,
Bă, zic, dacă mă plec pe genunchi și mă vede lumea, zice că am înnebunit. Și m-am dus pe genunchi acolo și i-am cerut lui Dumnezeu ceva. L-am pus la încercare și în acel moment am realizat că Dumnezeu este vivid, trăiește. Și în acel moment viața a început să se schimbe. Mă rugam fără ceas. Povesteam cu Domnul pe la 2-3 noaptea, ieșea tata, mergea la toaletă și spunea mamei, mă, ce face ăsta noaptea? Că pe vremea nu era celular, internet, nu era nimic în vremea lui Ceau. Și a intrat odată la mine și m-a văzut rugându-mă. Atât a fost. Auzi, fii tu să face sectant. Asta a fost, să face sectant. A spart toată mobila din cameră. Azi că mă dezmoștenește dacă mă fac sectant și ce voi fi. Propaganda de parte, știți dumneavoastră cum era. Dar astea sunt lucruri care m-au salvat pe mine și cred că vă vor salva și pe dumneavoastră. În realitate, prieteni, cerul este pentru campioni. Ce m-a impresionat pe mine în viața Domnului Iisus era când se ruga în Ghețimani, când vorbea cu oamenii în timp ce îi hrănea, când el punea diagnosticul bolnavilor înainte de a-i vindeca, când el își extindea iertarea și pocăința pentru păcătoși, când el suferea în smerenie atunci când fața tatălui era ascunsă de el, când el batjocorit pe via dolorosă se gândea la tine, când el era părăsit de ucenicii săi, când el era în durere pe cruce, n-a uitat de rugăciunea tâlharului de lângă el, când a murit cu inima sfâșiată pentru mine și pentru tine. În realitate, prieten, cerul este pentru campioni. Eu sunt convins că Billie Jean, o altă atletă, spunea unui campion îi este teamă, unui campion îi este teamă să piardă. Tuturor celorlalți le este teamă să câștige. Vedeți diferența între cei mântuiți și cei care nu vor fi mântuiți? Ți-e teamă să pierzi sau ți-e teamă să câștigi? Dacă ne e teamă să pierdem, atunci vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Să pierzi cerul este o incomensurabilă pierdere. Ceva foarte interesant din spiritul profetic, asemenea evreilor, de pe vremea lui Hristos, mulți aud astăzi și cred, dar nu sunt gata. De ce nu sunt gata? Că nu vor. Nu sunt gata să pășească pe platformă, adică în ring, să accepte provocarea. Platforma ascultării și să primească adevărul așa cum este El în Iisus. Ei se tem să nu piardă ce? Avantajele lumii. Dragii mei, o retrospectivă, eram în Cincinnati, în aeroport, călătoream și aveam un, trebuia să plec în altă parte. Ați auzit de Cincinnati? Și fiind un român ca și dumneavoastră, noi latini, nu suntem frigidere ca anglosaxonii, avem inimă, vorbim cu ea, gândim cu ea, simțim cu ea. Și pentru că aveam 2 ore de așteptat, mă uit la vecinul, un domn care era foarte bine așa, și îl întreb, bună, bună, ia spuneți-mi, știți cumva de ce se cheamă orașul dumneavoastră Cincinnati? Vă las, eu nu știu. Dar ce, cum, credință, religie, ceva, sunteți protestant? Da, sunt protestant, tata meu protestant, mama protestantă. Și zic, și ce protestați? Și protestanți, că așa e din tradiție, din tată, mamă, din fiu, din... Păi zic, aveți un protest scris ceva, împotriva cui protestați? Hai că am înțeles că ați uitat textul, dar împotriva cui protestați? Asta mă face să înțeleg că nu-i suficient ca să avem bunicii la credință, nici părinții. E necesară o relație personală cu Mântuitorul. Toți tinereii noștri din biserici sunt preocupați de computere. Locuiesc într-un vârf de deal, îmi lucrez câmpul ca la țară, ca la România. Am tractor, drujbă, taipă, fac grădină, am pumpă, iarnă. Și am avut, așa, zic, un efort, o gimnastică intelectuală să convinc pe fiul meu, care este expert în computere, să vină să mă ajute la săpat sau să punem la udat sau ceva. Și finalmente s-a botezat și el anul ăsta și a venit 3 săptămâni în urmă și mi-a spus ceva, știi ce? Când a venit mami la mine în cameră și m-a căutat, a crezut că sunt la computer. Și eu eram în... unde se țin hainele, in the closet. Și mă rugam. Și știi de ce mă rugam, tati? Mă rugam că am citit acolo în Luca
ce i-o făcut la Domnul Iisus. Tati, de când am citit aia, inima mea s-a schimbat total. Și pot să spun că îl iubesc pe Domnul Hristos. Și pot să spun că mi-a luat pasiunea pentru computere. Și pot să spun că mi-a luat pasiunea pentru, eu știu, fotbal cu butoane, eu știu ce mai fac ăștia acum. Tati, nu mai trebuie să închizi internetul, că l-a închis Domnul Hristos în mintea mea. Fraților, degeaba are televizorul buton, dacă nu avem buton aici. Și ce zicea Mântuitorul? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Numai lui aia care biruiesc, cerui pentru campioni. Apoi celui ce va birui, fii credincios până la moarte și îți dau cununa vieții. După aia vine în Apocalipsa 2 cu 17 și ne spune celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă. După aia celui ce va birui, îi voi da stăpânire peste neamuri. După aia celui ce va birui, nu, spune că îi va da haine albe. Și după aia spune că celui ce va birui, îl voi face un templu, un templu lui Dumnezeu, un stâlp. Și după aia, finalmente, mega declarația, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, așa cum și eu am biruit și tatăl meu mi-a dat să șed pe scaunul lui de domnie. Imaginați-vă, dumneavoastră, eu, noi, să stăm pe scaunul Domnului Hristos de domnie. Câtă onoare, câtă glorie, dragii mei prieteni! Aș vrea să mă apropii de încheiere și vreau să spun că, știți, cei mai tăcuți sunt tinerii când merg la școală. Vor să treacă anonimi, în special dacă fac parte din familii creștine. Și nu contest, dacă, fraților, dacă vrem să rămânem anonimi, să nu ne știe nimeni, dacă nu vrem să vorbească lumea despre noi, să trecem neobservați, să rămânem anonimi în lumea asta mare, atunci să mergem unde merge toată lumea, să privim la ce privește toată lumea, să ne îmbrăcăm cum se îmbracă toată lumea, să mâncăm și să vorbim și să trăim ca toată lumea, să gândim ca lumea și după ce ne-am distrus identitatea, lumea nu va mai vorbi de noi. Să știți că oamenii nu vorbesc de losers, în engleză are o conotație specială. Noi spunem cei care pierd, nu? În românește, dar nu sună bine. Cred că cea mai bună expresie pentru limba română pentru loser este pierde vară. Pierde vară, expresie care are aceeași conotație și aceeași greutate, zice. Lumea nu vorbește despre pierde vară. Lumea nu vorbește despre cei care pierd, lumea vorbește întotdeauna despre învingători. Dacă vrei ca lumea să vorbească despre tine, trebuie să fii învingător. Lucrez pentru biserică de 33 de ani și am fost până toate coclaurile lumii. Am mâncat mămăligă terci în Africa cu mâna, 27 de oameni erau acolo și mâncau de la margine. Eu am băgat mâna în mijlocul mămăligii și m-am tras că marți. Eu nu știam că e și o tehnică să mănânci în Africa mămăligă fără furculiță și cuțit. Și în 2014, mama a venit și ea la credință, iubește pe Domnul. Tata nu. Venea, făcea pastimizi, a fost marcat de băutură și de țigare, o alimentație deficitară care l-a făcut la 72 de ani să plătească facturile. M-a sunat mama, era vineri seara, într-un sabat, vineri seara, după apusul soarelui, eram în Florida, și mi-a zis, vino acasă repede că moare taică-tu. Am fost luat prin surprindere și deși m-a dat afară din casă, ultima discuție pe care am avut-o cu el, zice, ieși afară la mine în casă, religie în asta nu ții. Mersesem la Biserica Adventistă din Viile Noi. Era, casa mea era la 5 minute de biserică. Ne-am împăcat, am rămas prieteni, m-am căsătorit, mi-am format familie și la un moment dat, când mă sună mama acum și îmi spune, zice, vino că moare, m-am pus și am scris o scrisoare, un e-mail. Zic, am un prieten bun în Cluj, el era internat la Medicală 1 în Cluj, boli de asta cu inima și am scris într-o scrisoare disperată cele mai frumoase cuvinte pe care am putut să le scriu tatălui meu vreodată. Ești puternic, stai în viață, vin acasă, ne rugăm, Domnul Iisus te iubește. Le-am trimis prietenului meu, Timi Mureșan, era un student pe vremea aceea, zic, ia e-mailul ăsta,
printuiește-l și du-te și la spital citește-l lui tata, că nu știu dacă îl mai tine în viață, dar citește-i mesajul meu înainte ca să vin eu. Am ajuns acasă și cumva nu știu ce s-a întâmplat, că tânărul n-a primit e-mailul. Sau a fost în junk or în spas. La ora 10 dimineața, în sabat, tatăl meu a decedat. Am participat la morte mormântări în viața mea. Dar când particip la mormântarea unuia dintre părinții tăi, e greu. Am luat scrisoarea pe care i-am scris-o și am citit-o post-mortem. Te iubesc, ești un om bun. Câte cuvinte frumoase ai știut să spui eu tatălui meu, dar nu le-a putut auzi. Am fost un evanghelist, am lucrat cu oameni și trăiesc cu procesul de conștiință că n-am putut să ajut eu pe tata meu să fie mântuit. Și îmi spună deseori, ce fel de pastor ești tu, mă? N-ai putut să ajuți pe tatăl tău. Părinți, tineri, dacă mai aveți părinți în viață, spuneți tot ce aveți de spus acum, că după ce se duc, scrisorile, e-mail-urile n-au nicio valoare. Aici, în fața dumneavoastră, e un martor a unui rateu spiritual de mari proporții. Un evanghelist care salvează lumea și își pierde părintele. Unde a fost dedicația și commitmentul meu, rugăciunile și... Nu mă voi ierta niciodată în viață, pentru că n-am făcut ceva mai mult pentru a salva pe tatăl meu. Dragii mei, părinți, salvați-vă copiii, copii, salvați-vă părinții, căci Domnul Hristos vine curând. Amen. Și sunt convins că în sala asta avem o societate pestriță. Dacă ești doctor, nu uita că Iisus e marele medic. Dacă cumva te interesează stelele și ești astronom, nu uita că Iisus este luceafărul de dimineață. Dacă ești arhitect și construiești, să nu uiți că El este piatra de temelie. Dacă ești brutar și îți face să faci pâine, El e pâinea vieții. Dacă ești tâmplar, El este ușa raiului. Dacă ești electrician, este lumina lumii. Dacă ești fermier, El este sămânța care a zdrobit și capul șarpelui. Dacă ești geolog, El este stânga veacurilor. Dacă ești împărat, El este regele regilor și domnul domnilor. Dacă ești avocat, El este marele preot în fața Tatălui Ceresc. Dacă ești optometrist, El este adevărata lumină. Dacă ești student, nu uita că El este adevărul, calea și viața. Dacă ești un călător spre Hawaii în concediu și cazi victimă tâlharilor, nu uita că El este samariteanul cel bun, El, Iisus, Mântuitorul nostru. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze în această dimineață cu o reflecție personală. De-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai postu nimic, ca să poată El totul. Amin. Scumpul nostru Tată din ceruri, cu inimi și buze tremurânde venim înaintea Ta pentru toate căderile și toate rateurile spirituale pe care le-am experimentat în viață. Cu un simțământ profund de nevrednicie și de nimnicie înaintea Ta, ca și Samson care învârtea la Pio fără ochi, fără păr, gol, fără haine, noi, Samsonii secolului modern, Te rugăm să ne ierți. Îți mulțumim că prin David și Solomon și alții, exemplele acestea ne încurajează și ne fac să înțelegem că mai e har și pentru noi. Ne rugăm pentru toți tinerii care astăzi sunt bolnăviori, a căror inimă și suflet și minte a fost afectată de presiunea acestui veac. Ne rugăm pentru părinții care lăcrimează în fiecare zi pentru ei, pentru fiii și fiicele risipitoare, pentru cei pe care sunt carne din carnea noastră și sânge din sângele nostru. În această dimineață Te rugăm pentru frații descurajați, pentru musafirii noștri în primul rând, pentru cei care poate au pășit pentru prima oară în această casă de rugăciune, în acest loc unde este invitată prezența lui Dumnezeu.
Fă-Tu, Doamne, ca să creăm aici o infirmerie în care copilași mici în Domnul Hristos să crească spiritual, să creăm o ambianță și un mediu în care lumea să explodeze de bucurie, ca acest loc să fie cel mai bun spital, cel mai bun remediu pentru mântuire, salvare și recuperarea oamenilor. În numele Domnului Hristos, încă o dată îți cerem iertare, pentru că noi am scuipat în față pe Mântuitorul, pentru că l-am pălmuit, l-am jignit și ne-am întors spatele atunci când avea mai mare nevoie de noi și când ne-a cerut apă, i-am oferit venin. În numele Lui, acestui unic, de neînlocuit nume, Iisus Hristos, Fiul Tău, îți cerem în această seară, în această după-amiază, iertare și împăcare cu Tine. Binecuvântează această adunare, binecuvântează frățiorii noștri, familiile de aici. Ne rugăm și pentru fratele Valentin, care duce o lucrare frumoasă în Anglia, am înțeles. Doamne, binecuvântează pe colegii dumnealui cu prezența Duhului Tău Sfânt, ca să miște inimi și să adune în grânarul Tău cât mai mult se poate, pentru că vremea e scurtă. Îți mulțumim, te iubim și așteptăm ca într-o bună zi să te privim în ochi și să cântăm cântarea lui Moise și cântarea mielului pe Marea de Cristal. De acum și în veci. Amin. Amin.